Bună, eu sunt Izabel, am SM de la începutul anului 2016. Cum a început la mine SM-ul? De fapt, eu îl am cumva din copilărie, sau cel puțin așa mi-a spus neurologul meu. La 3 ani au descoperit că am crize epileptice, febrile, nu s-a descoperit cauza. Însă, la un an distanță, după un tratament cu fenobarbital, bine, aici e un pic amuzant, pentru că eu am găsit pastiluțele, am luat, le-am înghițit aproximativ un tub de pastiluțe, am intrat în comă, pentru că așa sunt copii, și atunci am învățat să merg din nou, am învățat să vorbesc din nou, am învățat să mănânc din nou și o să vă arăt, dacă se vede, niște poze după ce am învățat din nou să merg. Îmi pare rău că nu se văd, dar bucuria din ochii mei era așa. Mie îmi place Marin Preda, mi-a plăcut Moromeți. Și atunci am vrut să vă arăt ceva, ce ne îndeamnă el. A ști să râzi în clipele tragice înseamnă a stăpâni tragicul. Ei bine, la 23 de ani am avut nevrită optică, eram la sală. M-am leșinat și n-am mai văzut. O lună de zile nu am văzut. Am ajuns la spitalul de oftalmologie de la Piața Romană, unde mi-au zis că nu, nicio problemă, dar totuși noi nu știm de ce nu vezi. Zic, ca ok. La 24 de ani am avut pareză pe toată partea dreaptă și toată lumea îmi spunea: a, nu, ești tu nebună, ești doar stresată, nu ai absolut nimic. În fine, am ajuns la un neurochirurg la spitalul municipal, care mi-a spus: a, nu, stai liniștit, ai o boală neurodegenerativă. Zic, poftim? Adică ce e aia? Mi-a spus: a, nu, du-te la Colentina, ai scleroză multiplă. Am sunat-o pe mama și eram în metrou, mi-aduc aminte, am plecat de la municipal și spun: mama, am scleroză multiplă. Și o doamnă de lângă mine mă întreabă: adică ești nebună? Și zic, frate, nu sunt nebună, e ok. Deci, pe 19 aprilie mi s-a confirmat, după toate analizele, punctii, chestii, mi s-a confirmat diagnosticul, deci mi-am descoperit cel mai mare dușman atunci, crezând că este cel mai mare dușman al meu. Cel mai important lucru este să vrei ceea ce poți. Ei bine, ce am primit eu odată cu scleroza multiplă? Am primit, îmi pare rău că din nou nu se vede, am primit spitalizări, am primit medicamente, Avonexul, care acum este un pen drăguț. Așa, ce am putut? Ei bine, ce am putut e mult mai mult. Sunt foarte multe poze din călătoriile mele. A fost anul în care mi-am luat permisul, anul în care am plecat prima oară din țară. A fost anul schimbărilor pentru mine. Am plecat atât singură, cât și însoțită de prieteni, care, spre uimirea mea, nu m-au judecat, nu m-au criticat și nu m-au întrebat. Au citit singurei ce înseamnă și m-au tratat exact ca pe unul de-al lor. Ce am schimbat? Am renunțat la carne și nu n-a fost ușor. Am început să mănânc foarte multe fructe. N-am renunțat la cafea, care este pasiunea mea, este unul din hobby-urile mele. Domnul doctor mi-a spus maximum 3 cafele pe zi și am zis: ok, bine, cum spui tu. Oamenii văd doar ceea ce sunt pregătiți să vadă. Aici sunt ceva poze din hobby-urile mele. Mi-am redescoperit pasiunea pentru fotografie. Am descoperit aviația, care, deși acum nu mai lucrez în aviație, va fi pasiunea mea și o fac în continuare în timpul meu liber. La răscruce de viață nu există indicatoare, dar există familie. Ei bine, familia mea, așa, familia mea este universul meu. Familia mea întotdeauna mi-a spus: nu, că tu poți. Și am zis: ei bine, pot. Te vei vindeca și o să vă spun cum am reușit să mă vindec. În 2017 aveam 23 de leziuni, în 2018 aveam 20. Mi-am calcifiat 3 leziuni și am zis: ei bine, se poate. Cum se poate? Ancuța avea dreptate, se poate prin liniște, se poate prin sprijin și se poate prin iubire. Dacă accepti numai ceea ce este bun, până la urmă chiar asta vei primi.
Ce am acceptat eu, am acceptat APAN. I-am acceptat pe oameni ăștia minunați. Mi-aduc aminte cum stăteam cu Cristina ore întregi, efectiv ore întregi la telefon și îmi spune nu că va fi bine, nu că poți face copii, nu că ești un om normal, poți mânca ce-ți dorești, nu e ok, poți să ieși în oraș, nu trebuie să-ți faci griji. Eram ok, deci am o viață normală. Am avut momente frumoase, am prietenii frumoase, am legat o prietenie foarte strânsă cu Alexandra, care nu este aici și care este mămică recent, o prietenie frumoasă cu Florența, care este mămică în devenire. Am 28 de ani acum aproape. Îmi pare rău că nu se vede, dar sunt scrise cu fond foarte mic toate problemele pe care le am din cauza sclerozei multiple. Am dezvoltat o hernie hiatală, am dezvoltat hidronefroză la ambii rinichi anul trecut în iulie, m-am operat la rinichi, am stat cu son de 2 luni de zile, cea mai oribilă perioadă din viața mea. Vineri, ieri, am fost din nou, mi-am refăcut ecografiile și mi-a spus că va trebui să mă operez din nou și zic că ok și doamna doctor spune, știi, eu cred că așa te-ai născut, cu ureterele sugrumate, și zic, ok, pentru că așa m-am născut, trebuie să mă operez anual sau cum, că nu înțeleg, cu ce am greșit? Zice, a, nu, tu n-ai greșit cu nimic, dar zic, ok, bine. Tot ieri am descoperit că am, nu știu exact cum se numește, scrisesem acolo, lichid în stomac și lichid în uter. Nu mi-a spus nimeni de la ce este, dar voi afla. Mi s-a spus că și scleroza multiplă are un aport adus acestor probleme. Spasticitate, probleme cu vederea și așa mai departe, pe care cred că le avem majoritatea. Și aici am scris cu un fond mare ce am făcut după ce am aflat de scleroză multiplă. Mi-am luat master în inginerie aerospațială, am făcut un MBA, am o certificare internațională în limba germană. Am o certificare internațională Sigma, Yellow și Green. Sper să-mi iau și Black-ul cândva. Mi-am făcut prieteni. Am redescoperit fotografia, mi-am redescoperit familia. Uitasem că am o familie și cred că ăsta e cel mai important lucru pentru mine și m-am redescoperit pe mine. Pentru că acum totul e frumos, acum pot face orice, acum, nu știu... Cumva cred că eu îi ajut mai mult pe cei din jurul meu decât o fac ei cu mine. Și am descoperit că SM-ul este cea mai bună prietena mea. Nu știu dacă Roza, dar poate deveni și Roza cea mai bună prietena mea. Pentru că viață. Pentru că toată lumea se plânge și îmi spune, vai, dar ce probleme mari am. Dar ce probleme mari ai? Păi m-am certat cu prietenul meu, zic, vai, și s-a adevărat o tragedie. Păi stai să spun eu, că zic, eu nu mai dor de o săptămână, dar de ce? Păi am dureri. Am înțeles, da, totuși problema mea e mai mare. Zic, ok, bun, e în regulă. Atâta timp cât putem zâmbi, cauza nu este pierdută. Acolo este o poză în dreapta, la o nuntă acum, nunta cele mai vechi prietene. Mai exact, în prietene de la un anișor. Ce voiam eu să vă spun prin acest citat este că eu, deși mă doare, zâmbesc, deși am febră, zâmbesc, deși plâng în sufletul meu, zâmbesc. De ce? Pentru că astfel pot învinge. Sau așa, asta am descoperit eu. Pentru mine viața e frumoasă, așa cum este, nu am nevoie de nimeni în mod special, am nevoie doar de mine, dacă vrei să fii lângă mine, ok, dacă nu, eu sunt la fel de bine. Am învățat să citesc printre rânduri, mai exact când citesc o carte, practic citesc și înțeleg ceea ce mă interesează pe mine, am învățat să citesc oamenii, să-i înțeleg și să-i iubesc așa cum sunt. De felul meu sunt foarte pozitivă, nu v-am povestit foarte multe despre ce mă doare, cum mă doare. E bine, mă doare și acum mă doare piciorul drept pentru că mi-am făcut injecția Facavonex și mi-am făcut injecția un pic mai jos decât trebuia, am nimerit o venă și râdeam astăzi pentru că veneam cu mașina și am întâlnit 3 mașini de poliție care erau în spatele meu și zic, da, de ce astăzi când conduc un pic mai aiurea din cauza piciorului care mă doare? Dar zic, nu este nicio problemă, dacă mă opresc le pot povesti. Da, da, da.
Mă gândeam să-i și invit aici, zic, dacă tu n-aveți ce face, zic, puteți veni cu mine? Dar ideea este că la finalul zilei toți trebuie să zâmbim și să ne găsim motivul să zâmbim, pentru că toți suntem frumoși și suntem un pic mai frumoși decât restul. Dacă aveți întrebări,